Da, mă, da, fix acum, as we speak, se lansează Galaxy S24, the latest and the greatest de la Samsung. Și da, l-am văzut, l-am pipăit, l-am mirosit, miroasea nou, firește, l-am testat și în dungă în cele câteva ore cât l-am avut la dispoziție, doar că de dat pentru azi, ca să l-am aici ad labam, nu mi l-au dat. Surse din interiorul companiei mi-au spus că a fost iureș mare în perioada dinaintea lansării, că au făcut coreenii poliție, inclusiv cu ăștia ai noștri din România, încercând să dea de urma surselor leak-urilor care au curs valuri. Și adevărul este că nu cred că a fost telefon mai leak-uit în istoria recentă. Deci a mers morișca zvonurilor la turație maximă luni de zile. Despre design, despre construcție, procesor, funcție AI, toate cele. E adevărate zvonurile? Păi în mare parte s-au dovedit adevărate. Dar gata. Nu mai e nevoie să speculăm nimic, pentru că S24, în toate cele trei variante ale sale, Vanilla, adică simplu, Plus și Ultra, este aici sau sunt aici. Cum să abordăm deci recenzia asta? Păi hai să vă zic cum și mai ales de ce. Zilele trecute, cineva mi-a reproșat în comentarii că recenziile de telefoane seamănă între ele, de la un YouTuber la altul, de la un jurnalist la altul. Și în vreme ce există destule argumente care să explice de ce se întâmplă asta, de exemplu pentru că, hei, mamă ce mă seacă mizeria asta de expresie, telefonul este același pentru toți, cred totuși că omul are dreptate. Adică da, există o explicație pentru aceste asemănări, pentru că până la urmă primim cu toții același telefon, cu aceleași funcții, caracteristici și specificații, și fiind un review de telefon, nu ai cum să ocolești discuția despre design, construcție, performanțe și, nu în ultimul rând, despre diferențiatori. De exemplu, omul nostru reproșa faptul că la recenzia lui Honor Magic 6 Lite, toată lumea a dat cu el de pământ și a bătut cuie sau ce dracu a bătut fiecare cu el. Păi, dacă ăsta era selling point-ul principal, adică rezistența ecranului, despre ce dracu să vorbești altceva în video? Despre nemurirea sufletului. Dar pentru că reproșul m-a pus pe gânduri, de data asta, în cazul lui S24, voi proceda complet diferit, fără a mai respecta vreo ordine sau structură prestabilită și voi încerca o abordare mai degrabă impresionistă. Adică voi merge pe lucrurile care mi-au sărit mie în ochi și pe care le simt ca fiind relevante. Bun, și tocmai de-aia voi începe prin a spune că S24 are o misiune al dracului de dificilă. Pentru că are și o grea moștenire în spate, iar aia este Galaxy S23. Vedeți voi, S23 aici de față, pe care l-am și îl folosesc intens de aproape un an de zile, a fost și este un telefon al naibii de bun. Îndrăznesc să spun, parafrazând chiar un slogan al rivalilor de la Apple, că a fost cel mai bun Galaxy S de la S1 încoace. Chiar dacă inițial lumea l-a primit cu răceală, că seamănă prea mult cu S22, că aparent nu aducea schimbări prea mari, trecerea timpului i-a făcut dreptate. S23 venea cu un procesor Qualcomm excelent, acel Snapdragon 8 Gen 2, după o bună bucată de vreme în care piața globală fusese segregată între versiuni cu Exynos pentru Europa și cu Qualcomm pentru America și unele piețe din Asia, segregare care, apropo, se întâmplă și în cazul lui S24, dar nu chiar atât de rău pe cât mă așteptam. Și în ultimul rând, Qualcomm înșiși au nimerit-o cu procesorul ăsta după o primă generație destul de proastă, adică acel Gen 1 fierbinte și flămând. Fără a mai intra în amănunte stufoase, este de reținut asta, că S23 a fost și este un telefon excelent, ceea ce înseamnă că S24 are de umplut niște pantofi foarte mari și o ștachetă de atins aflată foarte sus. A doua observație pe care aș vrea să o fac înainte de a intra în analiza propriu-zisă a lui S24 ar fi că telefonul ăsta mai are încă o problemă, și anume cea despre care vorbeam chiar în debutul acestui video, propriul său hype. Și mă întreb dacă va supraviețui acestui hype. Gândiți-vă așa, atât de mult s-a speculat pe marginea acestui telefon, atâta amar de cerneală virtuală a curs pe tot internetul despre S24, încât s-a transformat într-un pom lăudat la care lumea se va duce cu sacul. Iar dacă el nu va livra la înălțimea zgomotului creat în jurul său, atunci treaba e nasoală. Oamenii se sucesc și degrabă vărsători de sânge nevinovat sunt, cum ar zice Master Yoda.
Și toată curiozitatea s-ar putea lesne transforma în hate dacă telefonul nu se ridică la nivelul așteptărilor create de zgomotul din jurul său. Și după această contextualizare preliminară, pe care o consider extrem de importantă pentru a înțelege acest produs, și nu doar diaree verbală, așa cum o califică puținii hateri găgăuți uneori prin comentarii, știi, ăia care îndeamnă la zgârcenie de limbaj și zic eu și de intelect, hai să trecem dar la chestiunea telefonului însuși. Am spus deja că nu voi urma vreun pattern în această recenzie, ci voi merge mai degrabă pe the striking facts, pe lucrurile care mi-au sărit în ochi. Și primul ar fi acela că în momentul în care am intrat în sala în care erau expuse telefoanele și m-am uitat la S24 și S24 Plus, era să leșin. Am crezut că mă uit direct înspre iPhone 15 și iPhone 15 Pro Max. Come again? Exact cum auzirăți. Deci S24 și S24 Plus seamănă izbitor nu cu S23 și S23 Plus, ci mai degrabă cu iPhone whatever, 12, 13, 14, 15, jur pe roșu că asta a fost prima impresie la cald. Like, uitați-vă și voi. Sigur, pot fi invocate niște argumente în apărarea celor de la Samsung. De exemplu ăsta. În câte feluri poți face un telefon care să aibă un ecran complet plat și un spate la fel de plat? Hell, într-unul singur. Ăsta. Adică un sandwich din sticlă față-spate înconjurat de o ramă metalică. Deci să spui că S24 e copiat, e ca și cum ai spune că Apple a inventat apa caldă și mersul pe jos și că deține un patent pe ele. Pentru că guess what? Ăsta este acum trendul în industrie, înspre ecrane plate și telefoane la fel de plate per ansamblu. Sigur, există și niște rațiuni practice în acest sens. De exemplu că astfel de telefoane se repară mai ușor, iar ecranele se înlocuiesc mai lesne. Și nici nu costă atât de mult, și sunt mai ușor de fabricat, etc. Și toate vin ca argumente în opoziție cu ecranele curbate, a căror modă a cam apus și care sunt categoric mai pretențioase. Dar nu m-aș grăbi să le cânt prohodul nicelora, pentru că știm bine că moda este ciclică, deci nu m-ar mira ca în câțiva ani, poate 2-3, poate mai mulți de acum încolo, industria să se sucească iarăși și să ne cânte virtuțile ecranelor curbate. Deci nu vă grăbiți să faceți partizanate și să vă declarați loialități de felul ăsta, pentru că producătorii se sucesc mai ceva ca femeile și ca vremea. Bun, deci Samsung au împrumutat o pagină din manualul Apple pentru modelele S24 Vanilla și Plus. Sau, cum a zis colegul meu Bogdan Dobre, ci că normal că seamănă că ecranul ăla care este și pe iPhone, fiind făcut tot de Samsung, nu putea intra decât într-o carcasă de iPhone, nu? Un alt argument, tot la Caterinca, în privința acestui împrumut, ar fi acela al chinezilor. Că a copia nu e furt, ci o formă de respect. De recunoaștere, un omagiu adus soluției câștigătoare. Bă, eu glumesc cu asta, dar nu m-ar mira să existe totuși un sâmbure de adevăr în acest sens în gândirea asiatică. Adică, dacă ăia fac bine ce fac și lumea vrea asta, de ce să reinventăm roata și apa caldă? Și dacă seamănă, ce? Desigur, noi știm însă, că nu suntem tâmpiți, că de-a lungul anilor, adică de la apariția primului iPhone și a primului Galaxy S, scandalurile între cele două companii s-au ținut lanț pe tema asta a împrumutului de design și tehnologii și că ele s-au soldat cu procese și cu milioane de dolari cheltuite și de o parte și de alta. De partea cealaltă a monedei, aceste confruntări crâncene nu au împiedicat însă Samsung și Apple să colaboreze de-a lungul timpului cu Samsung ca principal supplier de componente și subansamble al lui Apple, de la mărunțișuri electronice și până la ecrane. Ce să mai, o relație love-hate ca într-o căsnicie zbuciumată de lungă durată. Deci da, S24 și S24 Plus aduc de la o poștă a iPhone-uri până și la felul în care sunt îngropate butoanele laterale în rama metalică seamănă. Și singurul moment în care vraja se risipește este când le întorci pe spate și vezi așezarea camerelor, care la S24 rămâne așa cum am stabilit, adică precum la S23. Așadar avem acum pe toate trei modelele noi ecrane complet plate, că așa dictează trendul, moda și eficiența economică. Apropo de ecrane și de comparația cu S23 și cu seria iPhone 15, mai am o observație, și anume că la S24 strălucirea maximă a crescut la 2600 de niți, de la cei 1750 ai seriei de anul trecut. Dar de ce? Adică n-ajungeau 1750? Păi vă zic eu, pentru că Apple are decât 2000. În fine, dați-mi voie, vă rog, să mai și glumesc. Bun, o altă chestiune care mi-a atras atenția este rama din titan a lui S24 Ultra. Unde naiba am mai văzut eu asta? Cumva
aici? Dar până la urmă, are Samsung vreo vină că titanul este cel mai rezistent material de pe Terra? Nu știu, zic. Și până la urmă, din ce s-o facă? Din cocen de porumb doar ca să nu semene cu rama ăstora de la Apple? Eha. Iar modelele Vanilla și Plus au primit rame din Armor Aluminum, acel aliaj care cică ar fi cu 10% mai rezistent decât cel de pe generația anterioară. Well, așa o fi, eu nu cred că iau notă de trecere la rezistența materialelor. Bun, ce-ar mai fi de menționat la comparația cu generația anterioară? Păi uite, de exemplu, faptul că S24 Plus este acum o leacă mai mic, mai exact cu 0,1 inch. S23 Plus avea 6.8, ăsta are 6.7. Deci este nesemnificativ mai mic, în vreme ce S24 simplu a crescut cu 0,1 inch, adică are acum 6.2 în loc de 6.1. Dar la acesta din urmă, zic eu că este binevenită această creștere. 6.1 era cam liliputan totuși. Nu că 6.2 ar fi o paletă de ping-pong, dar e ceva mai bine. Partea bună este că această ușoară creștere în dimensiuni a lui S24 nu mi se pare că îi afectează silueta minionă și pentru cei cu mâini mici, pentru fete sau pentru cei care din varii motive preferă telefoanele mici, rămâne cât se poate de dezirabil. O altă chestie la care a umblat este frecvența aia adaptivă. Mi s-a părut frustrant anul trecut, de exemplu, când S23 și S23 Plus au redus plaja acelei rate adaptive de refresh între 48 și 120 de Hz, singurul cu acoperire full între 1 și 120 fiind S23 Ultra. Cu S24, Samsung a rectificat această nedreptate și acum și modelele S24 Simplu și Plus suportă această capabilitate foarte practică, și anume aceea de a-și adapta frecvența ecranului în funcție de conținutul rulat între 1 și 120 de Hz. Adică dacă ai o poză, refreshul coboară până la pragul de jos, dacă te joci un joc care suportă frecvențe înalte, aceasta urcă până la maximul de 120 de Hz. Funcția asta are o mulțime de beneficii, de la sincronizarea corectă cu conținutul, fie el poză statică, film pe Netflix în 24 fps, clip pe YouTube în 60 de cadre pe secundă sau joc la 120, și până la economisirea bateriei atunci când n-ai nevoie de frecvențe înalte pentru a citi, de exemplu, o carte sau un articol pe un site. Și cam atât despre exterior. Pe scurt, concluzia în legătură cu partea asta de design și construcție ar suna cam așa. Seria S24 seamănă destul de mult cu seria S23, probabil pe principiul nu repara ceva ce nu-i stricat. În plus, Samsung pare să-și fi găsit un limbaj de design care place, chiar dacă nu este foarte flashy și nu mai schimbă stilul ca pe șosete de la un an la altul. Iar asta poate fi considerată și o dovadă de maturitate. Trebuie ca telefonul să fie recognoscibil, nu? Să știi ce e, fără să vezi musai un logo, așa cum trebuie să știi, de exemplu că un BMW este un BMW sau o pereche de Jordan ca fiind Jordan. Și da, modelele S24 și S24 Plus seamănă și cu iPhone, dar n-aș zice că mă deranjează, ci mai degrabă mă amuză în mod inofensiv. Am mai aflat că strălucirea ecranelor a crescut deci substanțial față de anul trecut, la 2600 de niți, ceea ce mi se pare oricum enorm, îți ard retina. Și nu în ultimul rând, avem acum pe toate modelele frecvența așadar adaptivă între 1 și 120 de Hz. Dimensiunile telefoanelor s-au modificat și ele un pic, S24 e un pic mai mare decât S23, iar S24 Plus este ceva mai mic decât S23 Plus, dar modificările astea sunt incrementale, marginale. Bun, mai știm acum că S24 Ultra a primit titan în construcție, asemenea ultimului iPhone, și cu asta cam basta. Ah, am uitat ceva, culorile. Iar aici, well, n-aș zice că am căzut pe spate. Samsung continuă să insiste pe pastelurile alea terne, după care recunosc că eu nu mă dau în vânt. Nu surâte, dar parcă s-o leacă prea șterse. Negru, negru, dă. Gri titan și gri marmură, cri 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 toamnă gri, un gălbui hepatic așa, pe nume Titan Yellow sau Amber Yellow, și în final un mov mai de Doamne ajută, mai kinky o leacă, care recunosc că îmi place. Ăsta din urmă chiar e mișto, e parcă mai deosebit un pic. Samsung au zis că s-au inspirat din culorile pământului, nu știu, o vrăjeală dintre asta tree-hugging, a nu se înțelege, Doamne ferește, că sunt împotriva trendului eco, dimpotrivă. Dar nu prea văd potriveala pe telefoane. But it's just me. Altora s-ar putea să le placă aceste culori mai anorexice așa. Da chiar, ia ziceți în comentarii, vă place galbenul pal și griul infinit la telefoane? Să auzim vox populi. Și după această recapitulare, hai să migrăm la interior. Iar aici, well, avem despre ce povesti, iar abordarea mea va rămâne în continuare impresionistă, așa cum am promis de la început. Prima chestie de știut este că seria S24 este
segregată. Aoleu, muică, ce făcuși Samsung? N-am date în momentul ăsta despre modelele de pe alte piețe, gen Statele Unite, dar în Europa, adică și la noi, cu certitudine absolută, line-up-ul va arăta în felul următor. Noul Exynos 2400, proprietar al celor de la Samsung, va motoriza modelele S24 simplu și plus, în vreme ce Snapdragon 8 Gen 3 al celor de la Qualcomm este rezervat doar pentru premianți, adică pentru modelul S24 Ultra. Dar nu este totul doom and gloom și am să vă explic și de ce. Aparent cu un ochi râdem și unul plângem, dar nu e chiar așa. Partea bună este că mult așteptatul și discutatul Snapdragon 8 Gen 3 de la Qualcomm va fi deci disponibil în Europa, fie el și doar pe Ultra. Și apoi, hai să vă mai dau un pont. Se pare că în privința lui Exynos 2400, dracul nu mai e nici pe departe atât de negru ca în trecut. I-am înghesuit o leacă pe reprezentanții Samsung și am rulat pe toate cele trei telefoane câteva teste de performanță. Dar hai să începem cu Ultra, adică modelul dotat cu procesorul Qualcomm, care a returnat un scor excepțional de peste 7000 de puncte în Geekbench 6, mai exact 7118 în multicore și 2333 în single core. Hai să ne oprim un pic aici și revenim imediat și la Exynos. Rezultatul ăsta de peste 7000 de puncte este absolut spectaculos și este umăr la umăr, neck and neck cu iPhone 15 Pro, campionul absolut al performanței brute. Știu că mulți consideră că numerele astea sunt irelevante și cumva au dreptate, că doar nu te joci Geekbench sau 3D Mark. Dar cred că de la inventarea smartphone-ului încoace, n-a fost vreun Android vreodată atât de aproape de un telefon Apple într-un test sintetic de performanță. Așadar, S24 Ultra se apropie teribil de mult de iPhone până la punctul la care se poate spune că este la egalitate cu iPhone 15 Pro și Pro Max. iPhone 15 Pro scoate puțin peste 7200 de puncte în multicore în același test, față de cele puțin peste 7100 ale lui S24 Ultra. Deci diferența este infimă, între doar 1 și 2%. Wow, wow, wow! Dar stați așa, că nebunia nu se termină aici. Deci cumva, Qualcomm a reușit să reducă diferența substanțială care separa procesoarele lor de cele de la Apple. Cred că n-a fost generație până acum în care procesoarele Apple să nu conducă detașat cu măcar câteva sute, dacă nu mii de puncte. Se pare că no more. Și acum haideți să vă mai dau o veste extrem de interesantă, pe care, sincer, nici nu prea știu cum să o calific. Mai știți că zilele trecute am făcut un video chiar aici pe canal despre noul ROG Phone 8 Pro de la Asus, despre care am spus la acel moment că este cel mai puternic telefon din lume. Și unii m-au luat la împrejur în comentarii că nu mi-am probat afirmațiile. Deși la acel moment am spus clar că mă aflu sub embargo și că n-am voie să divulg testele. Și se pare că unii nu m-au crezut pe cuvânt. Tot la acel moment am zis că bănuiesc că n-am voie să divulg rezultatele pentru că se aștepta lansarea exactă a acestui top dog pe Android, care este S24 Ultra. Well, el este aici, așa că nu mă mai oprește nimeni să dezvălui rezultatele obținute cu ROG Phone 8 Pro și iată-le. În același Geekbench 6, ROG Phone 8 Pro, în X-Mode, adică cu modul ăla de performanță activat, mi-a scos 7491 de puncte, just shy of 7000 jumate. Și da, chiar este cel mai puternic telefon din lume. Bate iPhone 15 Pro și bate și S24 Ultra lansat azi. iPhone continuă să rămână o leacă mai rapid la performanță pe un singur nucleu, dar come on, zic eu că asta e o slabă consolare, mai ales când te cheamă Apple. Dar cred eu că momentul e istoric, chiar dacă nu cu mult, este pentru prima oară când văd un telefon Android depășind un iPhone într-un test sintetic precum Geekbench. Revenind acum la S24 Ultra, trebuie să ținem cont de mai multe aspecte. 1. Că scorul de peste 7000 de puncte este în sine o performanță fantastică. 2. ROG Phone este un telefon de gaming, iar Asus știe să facă așa ceva. Răcirea de pe ROG Phone este probabil cea care face diferența asta, chiar dacă nu foarte mare, în condițiile în care ambele telefoane Android au același procesor, namely Snapdragon 8 Gen 3. Deși, well, se pare că pe S24 Ultra procesorul este totuși în acea versiune for Samsung, care ar trebui să fie chiar puțintel mai rapidă.
Și 3, S24 Ultra urmează să mai primească niște update-uri și optimizări undeva în cursul săptămânii viitoare. Și după respectivul update, promit să revin asupra testului și vom vedea dacă rezultatele mai suferă modificări. Dar până una alta, a big hooray pentru S24 Ultra, care acum chiar este on par cu iPhone-ul echivalent și la performanță brută, și an even bigger one pentru ROG Phone 8 Pro, care iată depășește iPhone 15 Pro. Bun. Am mai făcut încă un test scurt cu noul S24 Ultra cu Snapdragon 8 Gen 3 și anume un 3D Mark Wildlife Extreme, ca să vedem cum stăm și pe parte grafică. Și rezultatul este și aici foarte bun, aproape 5000 de puncte, 4928 mai exact, cu mult peste cele nici 4000 ale lui iPhone 15 Pro și foarte aproape de cele 5203 obținute de ROG Phone 8 Pro. Deci Qualcomm se pare că n-au aberat când au spus că au un câștigător în materie de capabilități grafice. Și acum haideți să ne întoarcem la versiunile S24 și S24 Plus motorizate cu Exynos 2400 by Samsung. Spuneam că nici Exynosul nu mai e ce era pe vremuri. Micul S24 a returnat în Geekbench 6 6516 puncte în multicore, deci sub 10% față de Ultra. Un rezultat mai mult decât bun în condițiile în care telefonul ăla este și micuț. La 6,2 inci nu poți avea o detail răcire. Iar modelul Plus a scos aproape 6700 de puncte, 6690 mai exact, adică cu doar 400 de puncte sub S24 Ultra cu Snapdragon 8 Gen 3. Nici nu mi s-a părut că s-au încălzit prea tare telefoanele în timpul testelor, cu tot cu scurta sesiune de gaming de după aia, ceea ce arată clar că și Exynosul a evoluat mult de la versiunile anterioare gen 2200 sau 2100, care motorizau telefoane precum S22 respectiv S21. În acest context, nu prea mai are sens să strâmbi din nas pe motive de procesor dacă vrei să mergi pe S24 sau S24 Plus. Bun, și cred că am lămurit-o cât de cât și pe asta cu motorizarea. Aș mai menționa, tot ca pe o bilă albă, faptul că Samsung și-au făcut ordine în ogradă și în ceea ce privește configurațiile. Asta mi se pare o chestie foarte tare. Pentru că în trecut, pe mine cel puțin, mă lua capul de fiecare dată când trebuia să trec printre cele N luate câte K configurații disponibile. 8 cu 256, dar stai să vezi că există și un 12 cu 256, dar la aia 12 ai și variantă cu 512 sau 1 tera și tot felul de astfel de bâșbâieli care îl confuzau de numai nu pe bietul cumpărător. Acum treaba e oablă și o luăm de jos în sus în ordinea numerelor de pe tricou. S24, decât 8 GB RAM și stocare 128, 256 și 512. Punct și simplu. S24 Plus, decât 12 GB RAM cu 256 sau 512 stocare. Atât. Nu aberații cu 8, cu 128, cu bla 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 bla. S24 Ultra, 12 GB RAM cu 256, 512 sau 1 tera. Simplu și elegant. În felul ăsta, tier-ul, poziționarea respectivului telefon, se reflectă pe deplin și în configurație. Așa da. Bravo Samsung și o spun fără rețineri, trebuia să faceți asta mai de mult. Dar știi cum e, mai bine mai târziu decât niciodată. Și ultima chestie despre care vreau să mai vorbesc pe partea asta sunt bateriile. În vreme ce pe Ultra se păstrează acumulatorul de 5000 de mAh, valoare pe care o avea și pe modelul de anul trecut, S24 și S24 Plus au primit câte un upgrade mititel. S24 de la 3900 la 4000 și Plusul de la 4700 la 4900. Ceva mai mare în cazul acestuia din urmă, dar și telefonul este substanțial mai mare. În schimb, din câte am înțeles, încărcarea, așa zis, rapidă, rămâne cum am stabilit, adică nu tocmai iute. 45W pentru ale mari și 25 pentru mezin. Dar cred că m-am obișnuit deja cu această zgârcenie în materie de viteză de încărcare a celor de la Samsung, la fel și în ceea ce îi privește pe rivalii Apple, ca să-mi mai bat capul cu asta. Și acestea fiind spuse, hai acum să migrăm la camere, că și ăsta este un capitol de forță pentru orice telefon, dar mai ales pentru un Galaxy S, serie care întotdeauna a făcut din camere un diferențiator și un punct forte. S24 și S24 Plus împărtășesc exact același setup, simplu și la obiect. Îmi place și cum sunt camerele integrate, finuț și seamless, pe spatele telefonului și avem așa, o principală de 50 de megapixeli cu f1.8 și DPAF, un ultra-wide de 12 cu f2.2, un tele de 10 megapixeli care oferă un zoom optic 3x și o cameră frontală de 12 megapixeli, adică exact specificațiile de anul trecut. Singura chestie care se adaugă este un așa numit zoom optical quality 2x, care este cel mai probabil un crop pe senzorul principal ajutat de AI pentru a obține optical quality.
Dar ajungem imediat și la povestea asta mult speculată cu inteligența artificială. Mai însemnate sunt modificările aduse modelului Ultra. Camera principală rămâne în principiu aceeași de anul trecut, cu senzorul ăla uriaș de 200 de megapixeli, expunere f1.7, quad pixel autofocus și dimensiuni fizice apreciabile de 1x1.3. Deci este același ca pe S23 Ultra. La fel se întâmplă și în cazul camerei ultra-wide de 12 megapixeli, precum și în cazul primei lentile telefoto, și anume cea cu zoom 3X. Fix aceleași de anul trecut. Păi și atunci, unde ziceai mă că este schimbarea? Păi la cel de-al doilea tele. Și din punctul meu de vedere și cel mai important. Acum nu știu cum or să primească unii vestea asta și chiar dacă Samsung zice că avem un mare improvement, s-ar putea ca dieharzi să nu-l perceapă așa. Deci pe S23, pentru acest al doilea tele, aveam un senzor de 10 megapixeli și cu o lentilă capabilă de un zoom optic 10X. Am adorat focala asta și mărturisesc că am folosit-o în draci la toate marile premii de Formula 1 la care am fost anul trecut și la toate meciurile de fotbal la care am fost pe stadion. Și cred că înțelegeți foarte bine de ce. Anul ăsta însă, pe S24 Ultra, Samsung au schimbat placa. Au păstrat cel de-al doilea tele, dar au micșorat zoom-ul ăla fabulos la doar 5X. În schimb, spun ei, l-au dotat cu un senzor substanțial mai potent. Un 50 de megapixeli față de 10 și cu o lentilă cu f3.4, semnificativ mai luminoasă decât cea cu f4.9 de anul trecut. Și i-au adăugat și ăstuia acea capabilitate Optical Zoom 2X, despre care povesteam mai devreme, augmentată de AI. O fi bine, o fi rău, nu știu ce să zic. Până nu-l iau să-l testez de să iasă fulgi din el, nu mă pronunț. Este un workaround clar și voi avea ocazia să le verific afirmațiile în calitatea mea de vașnic utilizator de focale lungi la tot felul de evenimente sportive. Deci cam asta e cu camerele. La prima mână, după cele câteva poze făcute pe repede înainte, mă pot declara relativ mulțumit. N-am văzut nimic care să nu-mi placă sau care să mă deranjeze la culori sau la nivelul de detalii din imagine, dar ăsta este un subiect to be continued. A, și-au mai adăugat ceva foarte interesant, și anume filtre ND electronice variabile pe care cunoscătorii le știu foarte bine de pe camerele dedicate și pe care le apreciază maxim și care pe seria S24 sunt disponibile în modul de fotografiere Expert RAW. Deci, pe ansamblu, în teorie și pe hârtie cel puțin, S24 n-ar trebui să fie departe de S23-ul de anul trecut în materie de imagine, ceea ce e un lucru bun, dat fiindcă S23 a fost și încă este un telefon excelent la acest capitol. Și acum, haide să discutăm despre elefantul din încăpere, și anume acele capabilități AI despre care s-a tot discutat, Doamne, și în dungă, că să vezi cât ai revoluție va fi asta. Și bă, să vezi și să nu crezi, se pare că este. Hai să le iau pe rând și am experimentat la prima mână, adică eu cu mânuțele și ochișorii mei, câteva astfel de funcții. Unele sunt proprietare Samsung, altele sunt dezvoltate de alții sau vin cu suport de la terți, gen Google. Unele sunt previzibile, altele mai puțin, unele rulează local, adică strict pe telefon, altele via cloud. Dar n-am să fac discriminări și nici n-am să intru în detalii prea stufoase despre cine, ce și cum și despre tehnologiile din spate, ci am să povestesc despre ele în ordinea în care le-am încercat eu însumi. Și prima, și foarte mișto de altfel, este Circle to Search. Este Google-based și este o nebunie. Faza e așa. Într-o poză, și de fapt lasă naibii poza, într-un video poți să încercuiești un obiect pe care îl vezi și imediat el îți este căutat și expus de către Google Search. Mai simplu spus, e un fel de Google Lens pe steroizi. Tot ce trebuie să faci e să apeși lung pe butonul de home al telefonului, încercuiești cu degetul pe ecran obiectul care te interesează, and the magic kicks in. Hai să vedem câteva exemple. Bună oară, am încercuit tricoul pe care îl purtam într-un video pe YouTube și miracol. Dedesubt mi-a apărut imediat modelul și de unde poți să-l cumpăr, adică din magazinul nostru online, zona.store. Dar stai să vezi că nu totul e comercial și pe bază de arginți. Am încercuit, de exemplu, ROG Phone 8 Pro-ul dintr-un alt video și hop, AI-ul mi-a returnat dedesubt review-ul nostru de pe zona IT.ro. Wow, sunt realmente impresionat. Poate nu vă pare mare lucru, dar cu adevărat impresionantă este simplitatea aparentă a sistemului și fluiditatea incredibilă cu care funcționează. Bă, deci felul în care merge, promptitudinea, integrarea cu telefonul,
sunt superlative. Ca să nu mai zic că funcția în sine mi se pare extrem de practică. Deci nici nu mai știu de câte ori am avut nevoie de așa ceva. Să știu ce este un anume obiect dintr-o imagine sau ce face sau unde găsesc un anume produs din astea cotidiene. Deci bravo, mă! Foarte interesant și încă o chestie pozitivă e că drăcia este reticentă la fețe, ca să fie probabil compliant cu regulile GDPR și cu legea în general. E clar că are niște limitări impuse când vine vorba despre persoane, ceea ce nu e un lucru rău, aș zice dimpotrivă. Într-o lume din ce în ce mai complicată când vine vorba despre intimitate, aceste restricții cred că sunt binevenite. Apoi am încercat noul mod de editare AI, disponibil direct din galeria foto a telefonului. Și bă, chiar e foarte mișto. Este în linie cu hype-ul actual generativ, iar dacă te-ai jucat până acum cu un Firefly de la Adobe sau cu un DALL-E de la OpenAI sau cu un Midjourney, ești pe teren familiar. Funcția face exact ce mă așteptam să facă, și anume, într-un mod foarte simplu și intuitiv, după ce ai apăsat iconul ăla generativ cu steluțe, poți selecta cu dash-ul dând dotare un obiect sau un personaj din cadru, îl poți edita, adică îl poți muta, mări, micșora, îl poți așeza altundeva în respectivul cadru și în momentul în care ai terminat de șoricărit la el, în câteva secunde, telefonul îți regenerează fundalul, îți acoperă spațiile rămase și îți face diversele retușuri și ajustări, așa încât imaginea să arate în mințile ei. Nu este perfect, firește, am văzut și mai bine de atât pe alte astfel de soluții dedicate de generare de imagine, dar faptul că poți face asta direct pe telefon, direct din galerie, prin câteva simple atingeri de ecran, mi se pare fără doar și poate impresionant. Tot pe partea asta de inteligență artificială, cred că mai merită menționați și cei 5 muschetari isteți, prenumele lor Call, Chat, Note Recording și Browsing Assist. Adică fiecare are cuvântul Assist în coadă și hai să vedem repejor ce face fiecare. Call Assist traduce vocea în alte limbi în timp real, în timpul convorbirilor. Deci este demențial și face asta în ambele sensuri. Adică dacă stai de vorbă la telefon, de exemplu cu recepționerul de la hotelul din Swahili, unde vrei să mergi în vacanță, ție îți traduce vocea lui în română și pata i-o traduce lui în Swahili. Mai mult, ca să fie treaba, traducerea este afișată în timp real și ca text. Dar există, firește, și un dar. Numărul de pachete de limbi este încă limitat. Nu știu să vă spun exact câte sunt, cred că vreo 17 dacă nu mă înșel, printre care firește astea de circulație largă, gen engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, portugheză, dar am văzut pe acolo și poloneză, de exemplu. Tare, nu? Am înțeles că va veni, firește, și română at a later date. Dar oricum, chiar și așa, este un început bun și mai ales foarte practic. Din nou, procesul este unul foarte simplu și intuitiv. Chat Assist te ajută să comunici text în mai multe limbi, direct în aplicații gen WhatsApp, Instagram, etc. Traduce conversațiile în timp real și mai mult poate da inclusiv sugestii de răspuns, poate schimba tonul conversației, etc. Deci da, dacă există vreun efect care se anunță zgomotos al ofensivei AI, atunci este cel al căderii barierelor lingvistice. Am testat la greu și funcția numită Browse Assist și asta mi s-a părut foarte tare. Intri pe un site, zona IT bună oară, și ceri telefonului să-ți facă rezumatul unui articol. Bă, chiar funcționează. Ce nu știe încă să facă, pentru că îi lipsește pachetul de limbă română, este să-ți construiască mai apoi în Note Assist o reorganizare pe paragrafe și alte bunătăți dintre astea Office sau să-ți traducă materialul așa cum trebuie. Am încercat însă la fața locului cu un articol de pe BBC în engleză și a mers impecabil. După ce îți face rezumatul în Browse Assist, aduci conținutul ăla în Note, unde îl poți traduce automat în limba selectată, îl pui să-ți facă tot automat spațiere, aliniere, paragrafe, bai poți cere să-ți facă până și o copertă. Deci da, este foarte mișto funcția. Și ultima, dar nu cea din urmă, este Recording Assist, care mi se pare genială pentru ședințe și alte activități dintre astea corpora triste. Faza mișto e că pui telefonul în mijloc și tot ce se vorbește poate fi transformat în text scris. Sigur, s-ar putea ca multora să nu le placă treaba asta, gen, păi n-am zis eu așa ceva, dar ce să vezi, uite că ai zis, e scris aici, cuvânt cu cuvânt. Și magia nu se oprește aici. Asistentul inteligent este capabil să recunoască până la 5 voci diferite și pe deasupra mai este capabil să-ți facă și sumarul, brieful respectivei conversații sau discuții, pe care să-l poți consulta ulterior. Gen,
Bă, ce dracu s-a discutat ieri la ședință, că eu am cam dormit în tot timpul ăsta. Deci, în mare, cam așa arată povestea asta cu AI-ul implementat pe seria Galaxy S24 și eu zic că nu s-a făcut caz degeaba. Există, deci, motive suficiente ca să cred că ce se întâmplă în zona asta de AI pe telefon să nu fie chiar o furtună într-un pahar cu apă. Cu siguranță voi mai reveni asupra acestui subiect după ce voi aprofunda toate aceste funcții noi, nu doar în 2-3 ore de hands-on. Oricum, m-am străduit să storc din aceste 2-3 ore tot ce am putut să scot. Și acum am să încerc să dau răspunsuri foarte simple câtorva întrebări pe care le-am pus în debutul acestui video. Deci, este S24 peste excelentul S23 de anul trecut? Da! Și este ceva mai mult decât o simplă evoluție. Este S24 overhyped? Nu! Și chiar cred că e de studiat mai mult decât m-am așteptat. Merită un upgrade de la S23? În niciun caz. Dar de la un S21, S22? Categoric da. Este seria S24 un rival pe măsura seriei iPhone 15? Fără îndoială, da. A, și mai era ceva, și anume întristarea, adică nota de plată. Cât costă dară noile S24? Păi S24 simplu pleacă de la 4500 de lei, S24 Plus de la 5700, iar S24 Ultra de la 7200. Deci până și zvonurile legate de prețul de pornire par să se fie adeverit. Și acum e rândul vostru, așa că hai cu algoritmul, fie el inteligent sau nu, în secțiunea de comentarii. Cum vă place S24? Ce ziceți voi despre fiecare dintre ele? Că ele e 3 la număr. Și nu în ultimul rând, este seria S24 pe măsura așteptărilor voastre. Ce vă place la ele și ce nu prea. Gata. A fost intens și cam freestyle, informație multă și oboseală la fel de multă și adevărul e că zilele astea am alergat un maraton comprimat într-o sută de metri garduri. Zilele următoare voi primi seria S24 în teste pe o perioadă mai lungă și mai ales după update-ul de software despre care v-am zis că urmează să apară în curând, vom putea vedea și înțelege mai bine what's what. Nu uitați de zona.store, magazinul nostru online, unde începând chiar din acest moment, vei putea găsi modelul de tricou după mine, dedicat chiar acestei lansări și scris în stilul lui Master Yoda însuși, gen Strong the Android in S1 became, but with S3 a great leap Samsung took. Am râs cu lacrimi cu colegul Yoyo când am conceput acest text, deci o grămadă de easter egg-uri cu care să vă distrați. Tricou ca ăsta, deci, pe zona store găsiți. Și tot acolo, PC-uri custom Gamebox și Workbox avem și forța puternică este în ele. Pe azi, asta totul fuse în zona abonați-vă pentru încă și mai multe clipuri dintr-o galaxie aflată departe. Forța fie cu voi și baftă vă urez!